Potrivit datelor statistice, în primele două luni ale acestui an, pensiunile și hotelurile din județul Mureș au găzduit 37.000 de turiști, cu 12.206 mai mulți față de aceeași perioadă a anului trecut, în procente cu 49,2 mai mulți. Turiștii au efectuat 73.828 de înoptări, cu 18.258 mai mult față de aceeași perioadă corespunzătoare din 2011, adică s-a înregistrat o creștere cu 32,9%. Durata medie a sejurului a fost de două înoptări pe turist. În funcție de țara de origine a turiștilor străini, ponderea cea mai mare au avut o cei din Republica Moldova 1025 de persoane, Ungaria 950 de persoane, Italia 518 persoane și Germania 475 de persoane.